Bună ziua, prieteni! Astăzi vom face gogoși la cuptor. Ai auzit bine, nu prăjite în ulei, ci coapte în cuptor. Se spune despre gogoși că au fost aduse în America de către olandezi pe la 1809. Istoria lor, de fapt, este mult mai veche, dar istoria formei inelare vine în 1847. Handsome Gregory se spune că conducea nava pe timpul unei furtuni și mânca gogoși. Dorind să conducă nava cu ambele mâini, înfinge gogoașa în cârma navei și așa e naștere forma inelară a gogoșilor. De obicei, ele sunt prăjite în ulei. Astăzi vom face gogoșile la cuptor, cu un aluat fără frământare, fără friteză, fără maloxor. O rețetă destul de ușoară. Pentru început vom amesteca făina într-un bol mare. Aici vom adăuga făina, drojdia și sarea. E bine ca aceste două ingrediente să stea separate, în colțuri diferite. 8 grame drojdie, 2 grame de sare. Le amestecăm separat și apoi le amestecăm pe toate. Acestea sunt ingredientele uscate. Este timpul ingredientelor lichide. 200 de ml de lapte. Aici vom topi untul. Ca îndulcitor vom folosi miere în loc de zahăr. Și extract de vanilie. De fapt, este esență de vanilie. Ok, untul s-a topit. Aici adăugăm ouăle. 4 ouă. Cu ajutorul unui tel amestecăm totul bine. Nu uitați, toate ingredientele să fie la temperatura camerei. Ok? Și acum e timpul să amestecăm ingredientele lichide cu cele solide. Pur și simplu totul deodată. Cu ajutorul unei palete, de-aia aveam nevoie de un castron foarte mare. Să putem mesteca direct în castron, fără malaxor, fără nimic, doar cu o paletă. O să trebuiască să amesteci câteva minute. Acesta este aluatul, îl acoperim cu folie și îl lăsăm la dospit minim 2-3 ore. Dacă vrei să ai rezultate mult mai bune, îl lași în frigider la maturat până a doua zi. Aluatul acoperit foarte bine, cu capac sau cu folie, poate rezista până la 3 zile în frigider. Am mai făcut un aluat, l-am ținut în frigider toată noaptea. Uitați-vă! Și am dublat volumul după ce am lăsat aluatul la dospit. Întindem aluatul și formăm gogoșile. Vom folosi de făină, presărăm făină pe blatul de lucru, pe masă, scoatem ușor aluatul din observat, cât s-a maturat, presărăm făină și deasupra, nu foarte multă, cu ambele mâini, cu ajutorul sucitorului îl întindem de 1-2 cm, 1 cm jumate, maxim 2. El este foarte moale. Ok. Și cu ajutorul formei de donuts, de gogoși sau folosindu-te de un inel și o formă de la poș sau un alt pahar mai mic, iar acum decupăm formele de gogoașă. Apoi așezăm gogoșile în tava de cuptor cu hârtie de copt. Ok, am umplut tava, o acoperim. Restul aluatului îl frământăm din nou. Am acoperit gogoșile și îl lăsăm 25 minute la dospit, timp în care vom confecționa glazura. Glazura principală cu zahăr pudră, 250 de grame, o linguriță de vanilie și două linguriță de lapte.
cu ajutorul acestei furculițe voi amesteca. Dacă mai ai nevoie de un strop de lichid, adăugăm. Da. Aceasta este glazura principală, prin care vom trece toate gogoșile. Și alte două glazuri secundare, cu și anume colorant alimentar. Vom folosi 100 de grame pentru culoarea roșie și 100 de grame de zahăr pudră pentru culoarea albastră. La fel, în ambele, o jumătate de linguriță de extract de vanilie și 2-3 lingurițe de lapte. La fel, amestecăm cu furculița și adăugăm într-una colorant roșu și în cealaltă colorant albastru. Acestea sunt glazurile. Au trecut cele 30 de minute cât a stat aluatul la dospit. Între timp am dat drumul la cuptor să se preîncălzească. Ungem gogoșile cu unt. Am pregătit unt topit, ușor, cu un penson. Ungem toate gogoșile la suprafață. 190 de grade, cuptor static, 15 minute. Gogoșile sunt gata, le vom trece prin prima glazură. Și le așezăm pe grătar. Și acum, prin celelalte două glazuri, roșu și albastru. Acestea sunt gogoșile noastre. Vă mulțumim că ați vizionat acest videoclip. Nu uitați să dați like și subscribe la canalul nostru. Toate cele bune, până data viitoare. La revedere! Ok?